Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat un interviu realizatorului Victor Dochia de la postul public de televiziune cu prilejul împlinirii unui deceniu de patriarhat. Au fost abordate subiecte actuale din agenda societății românești, dar și cele care privesc cele mai importante realizări din cei 10 ani de patriarhat. De asemenea, prefericirea s-a a vorbit și despre teme din viața bisericii, precum construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Faptul că a fost pusă în relație această nouă catedrală cu pomenirea sau comemorarea eroilor români din toate timpurile, dar mai ales a celor care au murit în 1917, în primul război mondial, pentru realizarea unității de neam, pentru România reîntregită, arată o semnificație deosebită privind sfințirea ei. De aceea, noi am făcut eforturi și facem în continuare ca sfințirea să aibă loc în data de 30 noiembrie 2018, de ziua Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Așa încât realismul și simbolismul se leagă între ele cu speranță. Interviul va fi difuzat de televiziunea română mâine de la ora 19 și de postul nostru de televiziune în luni de la ora 20 și 20 de minute și în reluarea a doua zi de la ora 14.